Salut tuturor! Bine ați venit la un nou episod din The Forest! Din câte vedeți, am început să tai lumea pe aici. Un cap se rostogolește pe aici și noi tăiem și tăiem. O, și pe asta ar trebui să-i facem ceva. Mă întreb dacă pot să-i dau foc. Mi s-a părut cam la foc. Ce mișto arde. Mi-e frică să mă apropii că mai la de multe ori foc. Cred că am să o iau și pe ea și am să-i dau foc. Pentru că deocamdată nu prea am ce să fac cu ei. Doar să-i prăjesc așa un pic. Ce s-a întâmplat? Îmi pare că e cam întuneric în partea asta. Dacă aș mai face eu puțină lumină, dar mai întâi să ne pregătim pentru musafir. Zgomotul ăsta frunzelor e foarte, foarte înfricoșător. Știu, este ciudat că stau cu lumânare, era să zic. Nu știu de ce, dar nu vin cuvintele cât timp filmez. Și nici copacii nu cad cum trebuie cât timp filmez. Dar se mai întâmplă. E foame. N-ar trebui să-mi folosesc proviziile, dar nu știu de ce am făcut-o. Pentru că n-ar trebui. Cazi încolo, cazi încolo, nici n-am cum să-l împing, că e ăsta. M-a căzut bine fără să-l îndrum eu. Of! Nu vreau să iau pe tine, vreau să iau sticul. Dar nici pe ăla nu pot. Ce viață tristă. Focul s-a dus. Mă întreb dacă pot să-i dau foc capului. A, dar l-am luat. E, nu mai contează. Aș putea să găsesc niște broaște testoase. Dar unde sunt? Poți prin pește. L-am văzut. Păi, dar mi-e frică și de pești, sincer. Unde-s broaștele țestoase? Înainte de dai de ele peste tot. Au scos broaștele țestoase, oare? Aveam prea multă apă cu ele, oare? Brăscuță, vin aici așa, haide brăscuță, froggy, 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 cum vrei să zic, nici măcar nu știu de ce nu sunt.
Poate că eu le caut și nici măcar nu mai știu. Și focul ăsta se stinge mereu. Nu cred că mai rezistă săracul. Mamă, cum bate vântul. Și mie mi-e sete. Și n-am apă. Și va trebui să-mi beau proviziile. Hai să facem niște chestii aici unde să punem lucrurile. Ia să vedem. Un stick holder sau ce era pe aici. Nu, mai întâi facem unul de ăsta pentru mâncare. Aici. Și mai facem ceva. O de asta de plantat. Hai bine aici. Mă duc să iau pentru aia de plantat mai întâi, că am lemne aici. Oare alerg încet pentru că am asta bricheta în mână? Dar n-am semințe, din păcate. N-a avut niciun băț. Rușine să-ți fie. Mi-este foarte frică. Nu știu dacă se observă din comportamentul meu, dar mor de frică. Se pare că pun extrem de mult suflet în jocurile astea. Ca și cum aș fi adevăratele acolo. Și pot face zgomot când bate și se chinuie. Și până și asta mă sperie. Gata! Punem carne la uscat. Am văzut un zgomot? Nu. Acum nu mai am carne deloc. Nici foc! Hai să facem un foc mai rezistent. Că... cred că de atâta mi-a mai rămas timpul pe ziua de azi. Nu? Unul de ăsta? Ar fi bun unul de ăsta. Aș fi făcut totuși unul mare, dar... na. Nu-mi permit. Încă. Lăsasem niște bețe pe aici. Dar cred că pierd timpul căutându-le. Ah! Am auzit ceva. Ce să fac? Dacă ar fi după mine, cred că asta nu m-a închis acolo în casă. Dar nu se poate. Of, n-am pus pietrele acolo când a trebuit. Ah.
Nu, se pare că mai trebuie doar câteva pietre. Gata! Am mai făcut ceva productiv. Ce să mai facem? Vreau să fac un... de la care ține lemne. Ce aici? Un... Credeam că e ceva nou. Nu știu unde se găsește. Holder de asta. Mi-e frică. Uite, de-aia mi-a plăcut să fac casa lângă plajă, pentru că din partea aia nu previne lume. E unul singur, oare? Se ascunde după copac. Mă gândeam eu. Mă gândeam eu că o să mă încurce. Ce să fac? Alergă ca prost un copac. Nu-l vezi, uai? Băi, e un copac acolo. Frate, ce... canibali. De ce faci așa? Mai rămân curci, mai degrabă te luptai ca lumea. Da, bravo că fugi, până ajung la tine mi se stinge focul și apoi eu mor. De fapt, te dau click și nu merge. Cât timp... Unul singur? E suspect. Ceva nu e în regulă aici. Cum să fie doar unul singur? Mi-e frică pentru că de obicei nu vine unul singur. Este prea suspect. Ar trebui să fiu cu ochii în pat. Nu pot ține decât un singur cap. Serios? Sau am luat două capete? Păi, da, vezi. Punem chestii la uscat. Am auzit un... zgomot ciudat, pe care cred că l-am făcut eu. Sper că s-o hrăiesc pe chestiile. Pescărușii nu merg omorâți niciodată. Adică, dacă reușesc să-l omor pe primul, apoi vin la ala mort și chestii de-astea. Dar de prima... mai vin la canibalii morți, dar nu mi-am dat seama și la mars. Se pare că s-a dus timpul pe ziua de azi și pentru episodul de azi, de fapt.
să-mi spuneți ce v-a plăcut și ce nu, cred. Mai bine spuneți-mi doar ce v-a plăcut și ce vreți în plus. Și cam atât. Pa, pa!